în timp ce Liviu Dragnea insistă, Sorin Grindeanu rezistă, sau cel puțin așa pare până acum. Maria Toader este la Palatul Victoria. Maria, bună seara! Cât poate să reziste premierul în fortăreața lui? Bună seara, fără limite în momentul de față, Andreea, răspunsul este unul simplu, 6, deoarece fără demisia lui în momentul de față este destul de greu ca acest guvern să fie dărâmat. Trebuie să se ajungă la o moțiune de cenzură practică la mâna Parlamentului și ulterior și la mâna președintelui Klaus Iohannis, dacă cei din Partidul Social Democrat doresc din nou să își pună propriul șef al executivului la Palatul Victoria. Prin urmare, în momentul de față, premierul va rămâne pe poziții, poate dacă o parte dintre miniștrii actualului cabinet să plece, să numească o serie de interimari din rândul membrilor care rămân, fie la nivelul secretarilor de stat, fie la nivelul actualilor miniștri, și dacă nici această variantă nu merge, poate să propună chiar membrii ai Partidului Social Democrat dacă rămâne valabilă actuala structură guvernamentală, respectiv cei din PSD și cei din ALDE. Cert este că momentul de față, în ciuda acestor turbulențe, cea mai așteptată demisie ar fi cea a premierului, în condițiile în care o mare parte dintre miniștri, chiar dacă sunt vehiculați că ar părăsi actuala structură guvernamentală, sunt destul de necunoscuți opiniei publice, dovadă și actuala poziție pe care a ieșit președintele Senatului și liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, care a anunțat plecarea unora dintre membrii cabinetului Grindeanu, membrii care sunt niște iluși recunoscuți, iar mâine la ședința de guvern ar urma să-și depună demisiile. Eu nu voi face mișcări în guvern și mișcări politice fără colegii mei, cei care mi-au dat astăzi votul, cărora încă o dată le mulțumesc. O să vedem zilele următoare. Dar mie nu mulțumesc de cum. Sorin Grindeanu, liderul local PSD, adus de Liviu Dragnea din Timișoara la București să conducă guvernul, a provocat furtuna în partid. Șeful socialdemocraților a separat apele cu un raport de evaluare, din care reiese că planul de guvernare nu a fost pus în aplicare. S-au realizat doar 13% dintre promisiunile făcute electoratului. Mai exact, dintr-un total de 393 de măsuri pregătite pe hârtie, doar 50 au fost îndeplinite până acum. Alte 107 sunt parțial realizate, însă 236 de idei sunt abandonate sau puse pe lista de așteptare de către cabinetul de miniștri. Ce nu menționează este că acestea au fost gândite pentru 4 ani de zile, prin urmare, în 6 luni, cabinetul Grindeanu nu avea nici timpul și nici resursele necesare să le ducă la bun sfârșit. Pe lista evaluării făcute de PSD, ministrul muncii condus de Lia Olguța Vasilescu stă cel mai bine la capitolul realizări, la fel și ministrul agriculturii Petre Daia. La polul opus, Mihai Tudose, aflat în fruntea Ministerului Economiei, are zero realizări. S-au strâns restanțe și în domeniul politicii pentru infrastructura de transport sau comunicații, iar lista este și mai lungă. Acum se vede cât de grav este când în fruntea unui partid ajunge un personaj care are probleme cu justiția. Înțelegeți? El deocamdată legal este ok, nu are hotărâre judecătorească împotriva lui, dar nu e moral. În timp ce soarta guvernului e încă necunoscută, românii sunt luați prin surprindere de chipurile miniștrilor. Îl recunoști pe el? Nu. Nu știi cine este? Primul ministru al României? Ba da. Cine este? Cum îl cheamă? Nu, am un lapsus. Grindeanu, trecut. Ea? Îl recunoști? Nu. Există și câteva vedete. Este doamna? Doamna care e primar la Craiova. A fost primar la Craiova, prim-ministru muncii. Da. Olguța Vasilescu. Da, ministrul agriculturii. Da. Da, corect. Da. Dumnealui cum vi se pare? Sincer, cum se mi se pare? Spuneți cu franchețe. Cam în vârstă. Petre Daia. Ministrul agriculturii. Exact. Cred, dumnealui cum l-ați evaluat? Cred că face treabă bună. Ministrul justiției e oscilant. Însă testul de rezistență l-are de trecut chiar acum premierul Sorin Grindeanu. Nu a trecut mult de când mergea la pescuit cu șeful său de partid, iar acum susține că a fost prins în plasă, dar nu renunță.